întrebat mereu cum arată o zi din viața marei soprane românce Angela Gheorghiu când pregătește un spectacol la Metropolitan Opera din New York, unde prima dată a apărut pe scenă acum mai bine de 20 de ani. Ei bine, acea zi a venit. Ce se poate? Uite cam ajuns. Da. Hai, te rog. Nu am fost niciodată la Met și mi se pare de-a dreptul incredibil să-mi fac intrarea așa de mână cu Angela Gheorghiu prin culise. Welcome back. Thank you very much. How are you? So beautiful. Thank you. How are you? So glad you're back. Thank you very much. Soprana româncă, cea mai strălucitoare stea de operă, cum o descrie presa internațională, ne invită să trăim o zi magică. Toată lumea cu care ne întâlnim o salută cu admirație și respect și mai mult decât atât cu o vădită fericire că o revăd la Metropolitan. Ce piacere rivedere. Anche a me. È una un piacere, un onore. How are you? I'm fine, thank you very much. Welcome back. Thank you, very kind. Ciao, quanto tempo non ci vediamo. Wow, sì, vero. Sono contento di rivederti. Anch'io. Mai sunt câteva zile până la Tosca, iar Angela Gheorghiu va repeta pentru prima dată cu o nouă regizoare. Aceasta o cunoaște, bineînțeles, pe soprana noastră, dar numai din spectacole și se vede că are emoții în legătură cu desfășurarea repetiției. Hello, nice to meet you, but I have never actually worked with you, so I'm looking forward to this. Here we are, for the first time. Angela este sigură pe ea cum numai un om care își cunoaște valoarea are dreptul să fie. În momentul în care începe să cânte, se transformă. Este Tosca, cu fiecare por și nu mai are nicio legătură cu exteriorul. Nu pot să crezi că este repetiție decât dacă te uiți la decor. Și asta pentru că Angela nu repetă. Trăiește, vibrează, are focul sacru, cum îi spunea profesoara ei de muzică din copilărie. Eu mă apropii de un domn în vârstă pe care îl văd că urmărește textul. Are 85 de ani, dintre care peste 50 petrecuți la Metropolitan. Este profesorul de dicție pentru italiană, engleza din operă, cum îi place să spună. O știe pe Angela de când a debutat la Met și era acolo când Zeffirelli a pus în scenă această minunăție a lui Puccini. Îl întreb despre Angela. She's very Romanian. She's very warm and very animated. And besides having a beautiful voice, she's a very special artist, I think. L'arte di farti amare. Oh, he's not going to get my kiss that easily. Ma fare gli occhi. Se ia o pauză și profit pentru a vorbi cu regizoarea pe care am văzut-o sorbind-o din ochi pe Angela ca un spectator din sală. Sunt sigură că nu-i venea să creadă că nu are absolut nimic de corectat la ea. Angela e perfectă. This was our very first rehearsal and what we did an hour and it was great. If you would characterize Angela, what would you say about her? She can bring things to life and not everybody can. So, we're very lucky. Paula Williams îmi spune că există 4 distribuții pentru acest spectacol și atunci mă gândesc dacă nu e greu să joci azi cu cineva, mâine cu altcineva. În plus, dirijorul nu mai este Placido Domingo, deoarece s-a îmbolnăvit și este înlocuit. Dar pentru Angela nimic nu pare să fie un obstacol în calea dorinței ei de a ajunge în inimile iubitorilor de operă. Este și senzația aceea că înainte de a se deschide scena, ai o fracțiune de secundă, câteodată datorită emoțiilor, simt că zic, Doamne, să mor, acum să dispar. Nu cred că s-o rezist, nu se au, Doamne, Dumnezeule. Și se deschide 2-3 secunde și când începi, gata. Deci este o dumnezeire totală. Din sala de repetiții fugim spre locul unde se creează costumele. Ne oprim însă în spatele scenei pe care orice cântăresc de operă răvnește să ajungă, măcar o dată în viață. Păcat că nu ai și senzor pentru miros. Mirosul ăsta este tipic. Îl ador. În atelierul de croitorie o așteaptă 2 costumiere cu care lucrează de când a venit prima dată la Met. Angela știe exact ce vrea și în materie de haine și accesorii de scenă. Asta și grație mamei ei, care era o bună croitoreasă. De la cabina de probă fugim în locul unde se creează perucile. Angela nu lasă nimic la voia întâmplării. We're going to try the wig first and see how that looks. Let me show you with the wrap. Yes. It's here. No, but this one, this is for the first. Yeah. Ah, okay. Yeah. Mm-hmm. Iată și cabina în care stă până la intrarea în scenă. Deci asta să vedeți cabina rolurilor principale feminine. Întotdeauna vin aici. Veniți încoace.
ai o canapea, pianul unde poți să-ți faci vocalize. Eu nu fac niciodată, întotdeauna vin cu vocalizele făcute. Dar vine cineva dar... care te acompaniază la pian dacă nu, n-am nevoie niciodată. A, nu, nu eu, eu nu. N-am avut niciodată un coach sau o profesoară. Tot ce am făcut vreodată, am făcut singură. Întotdeauna. Cum știi când îți iese perfect? Știu. Deci întotdeauna eu am avut siguranța asta. Nu m-a întrebat de unde, de multe ori poate să sune a suficiență sau eu știu ce alte sentimente, dar instinctul meu, instinctul meu de din totdeauna nu mi-a dat greș. Și atunci de ce să schimb? Te machiază cineva? Nu, nici nu la machiaj. Nu, eu îmi fac întotdeauna machiajul. Sunt impecabilă când ajung în teatru. Și vin în cămăruța asta. Da, și în cămăruța asta încet încet mă transform. Totul foarte calm, totul foarte pe zâmbet, pe inimă bună, cum spun dar eu. Înăuntru nu trebuie să mă vezi pentru că este un vulcan, da. Care trebuie să-și facă treaba atunci când cortina se ridică. Iubitorii de operă își venerează artiștii preferați, iar Angela este permanent adulată în toată lumea. Doamna Mercedes Bass, o mare susținătoare a operei din New York, după al cărei nume este botezat și locul în care se ia cina înainte de spectacole, și-a dorit, de exemplu, să fie figurantă într-un spectacol doar ca să fie cât mai aproape de soprană. Un alt admirator a cerut o construcție peste fosă pe care a acoperit-o cu flori. Toate aceste dovezi de dragoste o fac pe Angela fericită și recunoscătoare pentru harul ei. Și chiar dacă colindă lumea, casa ei rămâne România, acolo unde este și sufletul ei moldovenesc, care ni se dezvăluie printr-o voce dumnezeiască.